simțim echipa foarte bine pregătită din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, din punct de vedere tehnico-tactic. Chiar dacă nu am reușit să lucrăm foarte mult din punct de vedere tehnic și tactic, însă după ultimul joc amical de sâmbătă trecută și în cursul acestei săptămâni am simțit echipa foarte montată și cred eu că pentru primul meci, cel în compania liderului, echipa noastră va fi foarte, foarte puternică. Un meci cât un campionat, se poate spune acest lucru? Este foarte important să câștigați sâmbătă sau se mai pot recupera punctele pe parcurs? Da. Este un meci important, însă nu decisiv. Eu zic că cu o victorie trecem pe primul loc, cu orice alt rezultat egal sau victoria lor, ne îngreunăm șansele, însă nu vom ceda. Dar nici măcar nu vreau să mă gândesc sau să iau în calcul ultimele două variante. Singura noastră variantă este să obținem victoria și o vom obține indiferent de vom juca, pe apă, pe ploaie, pe oriunde. Pentru că ăsta este obiectivul nostru, să câștigăm și cu liderul și să devenim noi lideri. Oamenii din fotbalul de Timișan spun că aveți un lot de Liga 3, dacă nu de Liga 2, este o presiune în plus pe umerii de asta? Pe umerii mei nu, pentru că pot gestiona foarte bine această situație, însă nu-mi convine această situație pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, mass media, televiziunea și absolut toată lumea de fotbal din Timișoara ne dau mari favoriți. Este o mare presiune pusă pe umărul nostru și mi-e frică doar de noi, pentru că doar noi ne putem încurca. Cu tot respectul care îl avem pentru adversarele noastre, însă cred eu că suntem un pic la un nivel superior față de toate competitoarele din această serie. S-a aflat cine câștigă Liga 4 din județul Timiș, va juca barajul cu liderul câștigătoare a grupei din Mehedinți. Vă gândiți deja la acest meci sau e ceva mai îndepărtat? Cu siguranță m-am gândit, cu siguranță am și văzut că și acolo este o luptă strânsă, sunt trei echipe care se bat pentru a fi campioană, și anume Recolta Dăncioc, care este pe primul loc, Viitorul Șimian și CS Strehaia. Din informații care le-am de la foști colegi de-ai mei sau de la oameni de fotbal din județul Mehedinți, se anunță a fi principala favorită la promovare CS Strehaia, echipa de pe locul 2, care o echipă care are în componență ca antrenor jucător pe Dorel Stoica, l-a adus în această iarnă. Tot în această iarnă au fost aduși Valitița ca și director tehnic, un antrenor cu carte de vizită foarte bogată, un antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Asiei. Da? Iar ca și președinte club se află fostul jucător de la Steaua și Dinamo, Gabi Boștină, plus că au transferat jucători de Liga 2, de Liga 3 și oamenii vor. Chiar am vorbit cu un elev de-al meu care l-am avut la Liga 2, la Caransebeș, și care astăzi face parte din lotul celor de la Șimian și mi-au declarat că n-au niciun dubiu că ei nu vor câștiga acea serie. Bun, acum fac o paranteză și spun, dacă mă întreba cineva înainte de tragerea la sorți, ce campion aș dori, să întâlnim noi, eu cred că noi vom câștiga campionatul, în dubla pentru baraj, aș fi ales județul Mehedinți. Însă astăzi, analizând la rece și având diverse informații cum că Mehedințul este singurul județ din țară în care nu are nicio echipă de la Liga 3 în sus, și în funcție de conducere a acelei echipe se află trei oameni importanți, parcă nu mai suntem așa fericiți că am picat cu județul Mehedinți. Însă, indiferent cu cine jucăm, echipa noastră este o echipă puternică, este o echipă capabilă, o echipă care se antrenează, o echipă care are în componență jucători valoroși și o echipă care cu siguranță va pune probleme și va învinge pe oricine.